Salut și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta o să filmăm Minecraft Pocket Edition. Și am făcut o mină în urmă cu vreo oră înainte să filmez. Și azi o să căutăm diamante. Deci hai să începem. E foarte bun, o să-mi fac mai multe pickaxe-uri din iron. Am doar un pickaxe din iron și nu vreau să-l stric, deoarece dacă găsesc diamante, trebuie să merg până sus. Deci, nu cred că o să țin acest episod, măcar 10 minute. Sper să găsesc măcar 2 diamante sau 3. Să-mi fac măcar un ternacop. Bă, eu tot vreau să pun o întrebare de unul, băieți. Se zice, este adevărat că dacă lângă Redstone se găsesc diamante? Tot îmi zicea unii, bă, vezi că lângă Redstone se găsesc diamante. Că bune, m-am speriat că ceva diamante. Drag, corbune, o să-l iau cu noi, vină la minat. Gold? Bă, nu știu dacă goldul. Cred că o să iau și goldul. Și lui... Opa, au scheleți. Poate de fapt de mașină pe să-mi spawn ceva băieții. Bă, se aude din ce în ce mai tare. Să dăm mai tare un pic. Lapis lazuli. Deci, astăzi este 1 aprilie, nu știu ce farsă. Azi am făcut o farsă surorii mele. Am intrat cu ea pe mapa ei de Minecraft și am ars toată casa, vila cu 4 etaje. Bine, în mod cinstit, nu a făcut pe survival. A jucat pe creativ, este începătoare și nu se prea știe juca. Bă, sper să găsesc cu mine pe aici, că se aude. Nu, nimic. Ce-ar fi acum să găsesc? Aici un spawner direct. Dacă găsesc un spawner, o să fac episod special. Să facem spawnerul. Iertați-mă, este sora mea. Aici. Ce faci? Bine, frumos. Ei i-am făcut farsa, intrați și pe canalul ei, abonați-vă acolo la Andreea Cosma. Hai și sperăm să găsim. Cazi diamante. Da, bine, hai la fel. Bă, se aude din ce în ce mai tare, mă. Opa! Dragi abonați, nu cred că să găsească ceva.
Bă, băieți, bă, cred că mi s-a împlinit visul. Nici un vis. Mi-e cam frică, sincer, să vă bag acolo. Hai să facem o intrare. Da, gravel. Și n-am lopată doar de led. Ca țăranii. Am zis, bă, că aici chiar e ceva. Deci, nu știu, cred că o să săpăm un colo și să sperăm că putem intra. Neapărat vreau să fie acolo. Bă, și vedeți că de acum desfără lângă mine cale un schelet. What the fuck? Bă, acolo diamante. Să explorăm bine asta, băjeții. Nimic, fundătură, iron. Deci, haideți să explorăm și cealaltă parte, normal că o explorăm. Deci apa asta mă enerva pe mine. Să-mi fac loc pe aici, așa. Ce dracu. Bă, mi-e cam frică să merg încolo, dar totuși... Ce nu fac eu? Mi-e cam frică că nu încadă în cap gravelul ăla. Haideți, bă, nici diamante nu mai sunt. Bă, le diamante. Cum o să-mi spuneți doar diamante, văd. Bă, gold aici de toate, bă, dar diamante nu sunt! Bă, n-aș pa ajuns minecraft-ul ăsta, mă, să nu mai găsiți diamante, mă, băieții mei!
Eu pun unde dracu am venit și eu. Cred că pe aici. Hai să luăm golul ăsta. Credeam și eu, bă, că găsesc un spawn or ceva aici, am dat nimic, mă, nimic. Nașpa. Nu, băieții mei. Of, să pun astea aici. Pește la naibii. N-avem ce să facem, o să săpăm în continuare. Poate e adevărată legenda. Deci dacă găsesc diamante, mă arunc de la etajul 2 de la bloc. Să moară Veta. Iară, frate, gravel, bă, doar gravel. Lopata asta de lemn ce fac și eu. Gravel. De ce viața să-mi dă doar mie gravel? Când caut să moară Veta dacă găsesc. Opa! Peșteră! Hopa, priviți aici. Lidia că-i trage. Căcat! Băga mea și era să mor băjeții! Fac infart aici pe loc în... Bă, căcamaș, bă, dar nu găsesc diamante! Vreau diamante! Tanca uragan, diamant de la Selin. Talent! Regina lumii! Când te miști, fac ca Lamborghini! Bum, 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 bum,
fraților, bă, dar mă ajutați acum și pe mine, bă, pe unde dracu am ieșit, venit? Bro, să mă răveta, eu să mă las. Și o să revin mai încolo când găsesc ceva. Și iată, am revenit după multe săpături, am găsit aici diamantele. Deci hai să vedem câte sunt. 1 2 Opa. 3 4 5 6 diamante, frații mei. Deci îmi pare rău că am făcut așa lung videoclipul. Dar vă rog, mulțumesc că dacă vă veți uita la tot, o să mă ajutați foarte mult. Și cam atât a fost pentru astăzi, băieți. Poate episodul viitor o să ne facem casă. Eu am fost Rareș și vă rog, dați un like, un subscribe, un share. Eu am fost Rareș și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa, pa!